Cătălin Bordea rupe tăcerea. După ce Cancan Can, Ro a dezvăluit apropierea de Olga Barcari. Este absolut minunată. Orice bărbat ar fi norocos să fie cu ea. După ce Cancan, Can, Ro a aruncat bomba acestui început de an, dezvăluind cine e femeia în compania căreia a petrecut Cătălin Bordea, comediantul ne-a vorbit, deschis, despre relația pe care o are cu hairstilista cu rănile încă nevindecate după ce fosta sa soție l-a înșelat cu prietenul lui, actorul nu ne-a ascuns faptul că bruneta îi aduce liniștea în această perioadă. Ce n-a adus anul, a adus ceasul și pentru Cătălin Bordea. Comediantul a petrecut revelionul în clubul său, înconjurat de mai multe frumuseți autohtone printre care și Olga Barcari, femeia care aduce liniștea în acest moment, potrivit propriilor mărturisiri făcute de actor. Pe Olga o cunosc de foarte mult timp. O cunosc de vreo 13 ani. Este o femeie absolut minunată și orice bărbat ar fi norocos să fie într-o relație cu ea. Îmi este o prietenă foarte bună și mă duce multă liniște în perioada asta. Nu mai cred însă în relații de pansament. Nu pot să chinui un om cât timp eu încă mă refac. Nu are cum să nu-ți placă Olga, e realizată, e muncitoare, e amuzantă și foarte frumoasă dar este pentru un bărbat care își dorește o relație și e echilibrat sufletește, a mărturisit acesta în exclusivitate pentru Camcan. Ro. Mai am mult până să mă iubesc pe mine. Chiar dacă nu neagă că Olga îi place, comediantul suflă și ne urt până să facă pasul cel mare spre o nouă relație serioasă. Dar nu mă gândesc la nicio relație cu nimeni. Când voi fi pregătit pentru asta nu știu. Momentan mă acces doar pe viața profesională nu mă bag într-o relație având în vedere că am fost scos din una destul de recent. E nedrept. Eu mai am mult până să mă iubesc pe mine. Voi fi într-o relație doar pentru că sunt singur, nu ca mă simt singur, a adăugat acesta. Olga Barcar este una dintre hairstilistele renumite printre vedete. Bruneta îi seamănă fostei soții, Livia Iftimie. Are 36 de ani și o carieră de aproape două decenii în domeniul de beauty ce le-a transmis fostei soții și celui pe care îl numea frate. Cătălin Bordea a încheiat anul 2023 cu noi imagini surprinse de Cam Can Ro, în care fosta sa nevastă, Livia, și Spic, cel pe care îl numea frate, aflați la o sesiune de shopping, se țin de mână și pozează într-un cuplu fericit. Cu această ocazie, actorul le-a transmis un mesaj amorezilor. Chiar le doresc să rămână împreună, ca să nu mai deranjeze și alți oameni până la adânci bătrânețe.